În timp ce căutam câteva gânduri pentru ziua de astăzi, mă gândeam așa la câteva lucruri pe care le-am cules mergând prin diverse comunități, văzând un anumit spirit legalist care începe să planeze și un spirit neglijent deopotrivă, că astea merg împreună. M-am gândit să intitulez mesajul din ocazia aceasta Cel mai mare păcat. Dumneavoastră, care credeți că este cel mai mare păcat? Deja ne gândim la categorii de păcate. Când ai pus întrebarea în felul ăsta, care este cel mai mare păcat, te gândești, băi, curvia, beția, fumatul, drogurile, alcoolul, care o fi. Și astea sunt cele mai mari păcate. Călcarea sabatului și așa mai departe. Unii chiar au făcut ierarhii și liste de păcate și cei care sunt mai avansați în sfințenie pun întrebări de genul. Eram în seminar și am auzit pe doi colegi vorbind, mă, oare o fi păcat să mănânci cartofi prăjiți? Ăștia sunt mai high level, știți? Au trecut de chestia asta cu curvia, cu fumatul, cu băutura sau poate nu le-au avut niciodată și acum se gândesc să facă un upgrade, să facă o creștere a sfințeniei, să strălucească mai bine. Spunea cineva că pe unii care sunt atât de sfinți cam strânge puțin aureola și sunt destui pe care îi strânge aureola. Și întrebarea rămâne, care este cel mai mare păcat? Am ales un pasaj care m-a făcut să mă gândesc vis-a-vis de gradarea aceasta a păcatelor și de starea de păcat. Îl găsim în Evanghelia după Luca, la capitolul 8, începând la versetul 26, și aș vrea să citim, este pericopa în care Sfântul Evanghelist Luca vorbește despre vindecarea unui îndrăcit. Și spune așa, au venit cu corabia în ținutul Gergesenilor, care este în dreptul Galilei, zona în care copilărise Domnul Iisus Hristos, da? Tinerețea acolo a petrecut-o. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți draci, vreo 6.000, că spune că erau legiune. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu și-avea locuința într-o casă, ci în morminte. Da, asta este condiția în care trăia. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare, ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt? Te rog să nu mă chinui! Căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit, legat cu cătușe la mâini și cu obezi la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustii. Iisus l-a întrebat, cum îți este numele? Legiune, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înnecat. Porcarii, când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate, au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile, și a apucat frica. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul Gergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei pentru că i-a apucase o mare frică. Iisus s-a suit într-o corabie și s-a întors. Omul din care ieșiseră dracii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el, dar Iisus l-a trimis acasă și a zis, întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a venit, a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. Având tabloul acesta în față,
putem să realizăm că în domeniul spiritual, în domeniul mântuirii, lucrurile nu sunt chiar așa în alb și negru, cum ne place nouă să le categorisim. Și aș vrea să înțelegeți că Dumnezeu nu are principii sau că Dumnezeu nu are valori imuabile. Nu despre asta vorbim. Dar când vorbim despre oameni și experiența lor cu Dumnezeu, în domeniul acesta, al trăirii omului și a experienței cu Dumnezeu, nu poți zice, ăsta e alb, ăsta e negru. Pentru că oamenii se schimbă tot timpul. Eu mă schimb tot timpul, dumneavoastră vă schimbați tot timpul, în bine și în rău. Și noi în permanență suntem influențați spre bine și spre rău. Avem momente când suntem inspirați de Duhul lui Dumnezeu și ați zice așa o expresie mai trăznită, tună sfințenia în noi, suntem aproape de Dumnezeu, avem experiențe cu El, facem binele și avem momente în care parcă suntem îndrăciți sau în care pur și simplu suntem indiferenți, apatici, nu mai avem nicio treabă. Oscilația aceasta este continuă. Dar ce pot observa, că vorbim de cel mai mare păcat, este că nu oamenii care trăiesc pasional viața sunt în cel mai mare pericol, pentru că ei sunt într-o zonă emoțională în care sunt influențabili de Duhul lui Dumnezeu. Poate să fie la un pahar cu prietenii și la un moment dat să audă o cântare sau să audă un mesaj din partea lui Dumnezeu să fie mișcat să se întoarcă spre Dumnezeu. Și la celălalt pol poate să fie într-o biserică cu emoționalul amputat și poate să audă cele mai bune predici că nu-l mai schimbă nimic și nimeni. Și starea aceasta, dragii mei, o văd cea mai periculoasă. Gândiți-vă, avem aici un demonizat stăpânit de mii de demoni și oamenii care nu fac rău la nimeni, dar care atunci când Iisus se atinge de interesele lor meschine, de porci, de ce-o mai fi, de tarabe, de bani, de interese ieftine, îi spun cu seninătate, Doamne, te rugăm pleacă de la noi. Că n-avem nevoie de tine. Punând pe cântar situațiile acestea, îl văd într-o postură mai favorabilă pe îndrăcit decât pe oamenii aceștia eleganți, rafinați, care îi spun lui Hristos, Doamne, n-avem nevoie de tine. Trăim într-o epocă a superficialității în care nu mai există oameni dedicați. Dacă ne uităm așa în istorie, putem vedea că mai de mult erau oameni pasionați de ceva. Edison a fost pasionat să descopere lucruri. A făcut peste 10.000 de experimente și unele dintre ele, uite, le avem aici. Da? Pentru că omul ăsta a fost pasionat de ceva. Toată viața lui a vrut să inventeze lucruri care să ducă societatea mai departe. Dacă ne gândim la medici, dacă ne gândim la compozitori, oameni care și-au pus viața pe altarul artei, spunea Verdi, că viața mea sunt operele mele. Numai dacă stai să asculți o operă, ca lungime, da? Nu mai gândim cât este de complexă să scrii libret, să scrii muzica, orchestrația și toate astea la alte, e o muncă colosală și când vezi câte opere a scris, și sunt unii care au scris chiar sute de opere la preclasici, pe acolo, pe la zona lui Handel, a lui Bach, da? Sunt unii care au scris sute de opere, opere ca gen, da? Plus alte lucrări, concerte, sonate și concerte grosi și așa mai departe. Oamenii ăștia și-au pus viața în slujba artei, în slujba muzicii. Michelangelo, pictură, sculptură și așa mai departe, Da Vinci. Astăzi există doar oameni interesați, mai puțin pasionați să facă o operă de arte din viața lor. O fi pe acolo ceva. Dacă pușcă interesul, le face pe toate. Dacă nu, nu face nimic.
Este foarte grav că noi nu mai suntem pasionați de ceea ce facem. Chiar și în acele ocupații vocaționale, medic, pastor, preot sau care mai sunt, da? Observi această bișnițăreală. Vine banul, te operezi, nu crapă, da? Dai banul, fac slujba, nu-mi dai banul, la revedere, fă ce vrei. Nu mă mai pasionează, nu mă mai interesează lucrurile astea de suflet. Mă interesează doar ceea ce este pe interesele mele egoiste. Și oamenii aceștia așa erau. Merge afacerea cu porcii? Ok. Doamne, e ok. Nu merge? Pleacă. N-avem nevoie de așa ceva. Nu ne interesează. Plecând de la felul ăsta de a judeca lucrurile, îmi dau seama că noi de multe ori îi punem în cutiuțe pe ceilalți, îi judecăm și spunem ăsta e bun, ăsta e rău, ăsta e sfânt, ăsta e nesfânt, pentru că face anumite lucruri sau nu le face. Dar grila noastră de evaluare nu este întotdeauna și grila lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de oameni mari, ai muzici care aveau și ei patimile lor. De exemplu, nu știu, ați auzit de Ștefan Ruha, nu? Marele interpret, violonist. De anotimpurile lui Vivaldi, ați auzit cu siguranță, celebra interpretare, una dintre cele mai bune interpretări a celor patru concerte, a făcut-o el. Cred că o și am pe acasă, pe la țară, imprimată pe plăci din alea de vinil. Ce nu știți însă din culise este faptul că omul ăsta înainte de fiecare concert nu urca fără 200 de vodcă la bord. Mergea la birt, 200 de vodcă și după aia cânta perfect. N-avea nicio treabă. Nu că vă încurajez la chestia asta, dar vreau să înțelegeți că umanul nostru este atât de împletit cu anumite imperfecțiuni și patimi omenești. Și uneori ai tendința, zice, a, dă-l încolo, ăla nu se intre în cer, că, uite, mai avea obiceiul să bea din când în când. Dar a rămas în urma lui ceva. Hai să vă dau și exemple din astea, din lumea noastră, evanghelică, protestantă. Apropo, aveți în repertoriu cântarea În fiecare seară când? În fiecare seară când, da? Chiar ar fi interesant să o cântați la urmă. E o bijuterie, o cântare extraordinară. Dacă vă spun contextul în care a fost compusă și de cine a fost compusă, s-ar putea unii dintre voi să nu mai cântați niciodată. A fost compusă de un frate care avea patima asta a alcoolului. Și n-a compus doar cântarea asta, a compus culegeri întregi de cântări de cor. Și pentru că nu putea să se abțină, frații l-au dat afară din biserică și au zis, nu ne mai reprezinți, trebuie să curățim biserica de lichele, de oameni care îl dezonorează pe Dumnezeu și trebuie să dăm un exemplu, că asta se spune, nu? Curățim biserica de cei care au probleme și care nu arată așa, după criteriile noastre. Și omul s-a așezat plângând pe treptele bisericii și a început să compună cântarea asta. În fiecare seară când cerul e senin. Da? Foarte faină. Cântarea este extraordinară. Și o cânta și în timp ce venea de la câmp, o cânta cu dorul ăsta și a mai compus zeci, sute de imnuri, are culegeri. Nu vă dau numele pentru că noi avem tendința așa de a eticheta. Și a lăsat în urmă o moștenire extraordinară, printre care o cântare deosebită în repertoriul de la Apateu am auzit-o, Ce frumos va fi în cer. Ce frumos va fi în cer, foarte frumoasă, o cântare superbă, dacă reușim să o învățăm la cor, este extraordinar. Asta am vrut să subliniez, că uneori
aplecarea noastră spre anumite imperfecțiuni și patimi nu anulează umanul din noi, așa cum ne place nouă să facem. Dom'le, are patima asta, are defectul ăsta. Unul minte, altul înșală, altul face altceva. Dar dacă păstrăm umanul din noi, Dumnezeu încă mai poate să lucreze cu noi. Are ceva la care să se raporteze. În momentul în care emoționalul nostru devine capsat și fariseic, Dumnezeu nu mai are ce face cu noi. Și legat de gândul acesta, aș vrea să vă citesc din Scriptură, să nu vorbesc de la mine. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos într-o discuție cu fariseii, după ce i-a mustrat pentru împietrirea inimii lor, în Evanghelia după Luca, la capitolul 7, cu 29 în continuare. Zice, și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Dar farisei, noi, ăsta de unde? Din acolo, origini dubioase, chestii, povești, știm noi despre tine. Și zice așa, dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul lui. Cum adică botezul lui Ioan, călugărul ăla care s-a dus pe în pustie, pe acolo, nu știm noi cine este, n-are nici grade pe umăr, nu lucrează nici în serviciile de informații, n-are nici alte recomandări. Păi cum să primim noi botezul ăsta? Și drept concluzie, Domnul Iisus spune așa, cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta? Și cu cine seamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și n-ați plâns. Observați, oamenii lemn. Nici o reacție. Zici de plâns, nu plânge. Zici de veselie, nici cele mai extreme situații în care omul ar trebui să fie vesel. Nu îl mai animă, nu ca lemnul, nu are nicio treabă. Și a inventat o spiritualitate din asta, cum avem noi la școala de sabat, discutăm subiecte care practic nu ne interesează poate pe cei mai mulți dintre noi, dar le discutăm de dragul discuției, ca să zicem și noi că am fost la biserică, am participat la școala de sabat, ne tranquilizăm puțin conștiința, dar e lemn acolo, nu mai crede poate omul respectiv, sau au devenit un automatism. Mai face din pasiune pentru Dumnezeu chestiile astea sau le crede așa cu vervă, da? Nu! Și ca asta spune Domnul Hristos, v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și n-ați plâns. În adevăr a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând pâine, nici bând vin și ziceți, are drac, ăsta era pasionat pentru Dumnezeu. Pasionat isihast, îți pasiona pentru Dumnezeu să fac lucrarea asta, am misiunea asta, vreau să predic, să duc Evanghelia, să botez cât mai mulți oameni. Pasiune! Poștea, are drac. Spune Domnul Hristos, a venit Fiul Omului, mâncând și bând și ziceți, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Și cu ăștia n-o scoți niciodată la capăt. N-ai cum să o scoți. Ori ești pasionat așa să faci niște lucruri, că ai nevoie de o chemare pentru viața asta un pic mai ascetică, de pionierat, de apostolat. Nu oricine poate să o facă. Dar sunt oameni pasionați de lucrul ăsta și spune Scriptura. Foarte bine! Sunt pe de altă parte oameni pasionați de viață, de relații cu oamenii și de o trăire a vieții la nivel mult mai intens. Și pe ăștia judecăm. Nu, cântă prea ritmat. A, nu, predică prea așa. Dirigează nu știu cum. Face nu știu ce. Toți au draci. Numai ei nu. Însă, concluzia este că cel mai periculos teren este acela în care îți amputezi emoțiile și nu mai trăiești cu pasiune pentru nimic. În momentul ăla, nici Dumnezeu nu te
inspiră și, cum zicea Antache, Ianchi și Cadâr, pentru Dumnezeu nu-i mare pierdere, pentru dracu nu-i mare câștig. Înțelegeți? Un astfel de om care nu-i pasionat de nimic, nu slujește nici unuia, nici altuia. Pentru că ce să faci cu un om care n-are carismă, n-are duh în el, n-are pasiune pentru nimic? Ce faci? Bine. Cum ești? Bine. Altfel? Bine. Na. Și se încheia tot. Ori Dumnezeu vrea să fim plini de duh, vrea să fim plini de putere, să fim entuziasmați și să lăsăm ca acest uman pe care l-a pus în noi să funcționeze. Și chiar dacă uneori mai cădem, să nu măzgălim umanul celuilalt pentru că are anumite căderi sau pentru că are anumite patimi. Pentru că Dumnezeu vrea să-i scoată pe oameni de acolo. Dumnezeu vrea să lucreze cu ei și lucrează probabil exact pe linia aceasta unde e înzestrat cu un har, cu un dar deosebit. Nu este treaba mea să pun și să scot din cer pe cineva. Asta e treaba lui Dumnezeu. Treaba mea și lucrarea mea și a ta este aceea de a face din viețile noastre ceva care să conteze cu adevărat. Asta e preocupare. Dar dacă în viața ta nu te preocupă nimic în mod deosebit, să faci lucruri deosebite, te va preocupa ce face altcineva. Și viața ta va fi o alergătură. Ai auzit ce a făcut? Ai auzit ce a zis? N-am timp de așa ceva. Și oamenii care vor să facă ceva în viață nu sunt preocupați de ceea ce fac alții. Decât dacă vor să schimbe idei, valori, să discute, să evolueze, să-și iau un model, da. Dar altfel, nu interesează ce face X și Y. Să ne ferească Dumnezeu să ajungem în starea aceea în care să ne cânte Dumnezeu de jale și să nu ne impresioneze cu nimic, să ne cânte de joc și să ne cânte de voie bună, de fericire și la fel să nu ne impresioneze nimic. Pentru că ăsta, dragii mei, este cel mai mare păcat. Acela de a nu mai simți și de a nu mai trăi viața aceasta cu pasiune și cu drag de Dumnezeu și de oameni. Atunci când ești pasionat, oamenii simt lucrul acesta și rămâne ceva în urma ta. Mi-aduc aminte de marele violonist Paganini, care a avut o copilărie foarte grea. Tatălui, un bețiv notoriu, care îl bătea, pur și simplu bătea tot timpul, îi punea vioara în mână, cântă. Dar ce să cânt? Că nu știu. Nu mă interesează. Îl încuia în cameră, în cămară, până când nu faci studiul ăsta, nu ești de aici. Și a crescut cu bătaie. Pe la vârsta adolescenței a plecat de acasă de nevoie ca să-și protejeze viața. Și a adoptat vioara ca pe cea mai mare pasiune a lui. Și a trăit. Pentru el a trăi a însemnat vioară. Și atât de intens a avut această legătură cu instrumentul, încât a compus niște capricii pe care nici astăzi nu le mai cântă nimeni, nu le poate cânta pe patru corzi, cu un arcuș special confecționat de el. Atât de mult s-a dedicat acestui instrument încât a rămas în istorie. A rămas în istorie pentru că a trăit cu pasiune, a făcut ceva. Dacă mergeți în zonele în care și-au protejat patrimoniul cultural, o să vedeți că oamenii ăștia au lăsat o moștenire mai departe. În zona Apusului mai ales s-au conservat foarte bine vestigiile. De ce? Oamenii ăștia au fost pasionați să lase o moștenire mai departe generațiilor viitoare. În zona Balcanilor, a venit turci, a venit tătare, care cu furtul, cu japca, domnii fanarioți. Și au rămas ceva mănăstiri, ceva biserici, dar prea puțin în comparație cu ce s-a lăsat ca moștenire în zona de Apus. De ce? Pentru că au avut această pasiune de a lăsa generațiilor viitoare ceva. Cel mai mare păcat este acela de a-ți reteza
emoțiile și de a trăi viața așa, la un nivel superficial, în care nici nu te bucuri de viață, cum spunea un bătrân din biserică, viața asta nu e a mea, cealaltă nici așa, nici nu te bucuri de viața asta, dar nici pe aia viitoare nu o să o ai. Pentru că te minți că trăind așa într-o zonă mediocră a emoțiilor, aia se numește sfințenie. Ori în Biblie eu îl găsesc pe Dumnezeu că râde, Dumnezeu uneori este mânios, alteori este plin de iubire și compasiune. Toată paleta emoțională este acolo. Când văd sfințenia asta palidă și lămâioară, domnule, dacă ești sfânt, trebuie tot timpul să vorbești pe un glas eterian, să nu te auzi nici în microfon măcar. Că altfel, ți-a zburat nimbul de deasupra capului. Dar unde am găsit noi în Scriptură așa ceva? Uneori oamenii lui Dumnezeu și Dumnezeu se mânie, Moise dă cu tablele de pământ, le crapă, le sparge, pentru că noi avem o paletă emoțională foarte largă, foarte diversă. Și mânia face parte din ea, și indignarea, și furia, și dragostea, și gingășia, toate sunt acolo. Dumnezeu vrea să avem viață și să o avem din belșug. Haideți să îi facem bucuria aceasta de a trăi frumos viața lângă Dumnezeu și de a ne păstra acest tezaur al emoțiilor pe care El l-a pus în sufletul nostru. Amin.